Și a venit la mine cineva cu cerșeală tehnică. Vine un tip și mi-am dat seama că e cerșetori. Sunt oameni de fapt care s-au obișnuit să ceară bani, nu sunt cerșetori, e o diferență, pentru că erau bine îmbrăcați. Și oricum, hoții de buzunare profesioniști sunt bine îmbrăcați. Pentru că dacă îl acuz de ceva, îi zice, tu nu te uiți la mine cum arăt, dar de fapt aia fură cel mai mult. Și ăsta a venit la mine, nu te supăra, mi s-a supraîncălzit motorul, trebuie să schimb termostatul și este 175 de lei, dar am doar 155 de lei, dacă mă poți ajuta, te rog, cu 20 de lei. Și e clar că n-avea niciun termostat, nimic, având în vedere că omul a venit pe jos, adică n-avea nicio cheie de mașină în mână, nu era murdar pe mâini, n-avea aspectul unui om care tocmai a ieșit de sub o capotă. Și nu i-am dat nimic, pentru că de principiu ignor total pe ăștia când vine vorba de treabă din asta. Mulți se dau ucraineni și vin cu... am văzut inclusiv cerșetori din zonă pe care îi cunosc și sunt români să dea. Vin cu telefonul pe Google Translate că el e ucrainean și că e venit în România, că e expat, că nu știu ce, adică metode din astea versatile de a cerși cu care le înțeleg, dar nu sunt de acord. Nopți și zile mă gândesc la tine, doar la tine mă gândesc. Am avut mașină 1000, dar doar pe tine te iubesc. De ce am făcut oare acest intro? Un pic adaptat, ce-i drept, pentru că un celebru cântăreț, interpret, pe care mulți îl ascultă, dar nu mulți recunosc în mod oficial că îl ascultă, pe numele său Adrian Simionescu, a deținut acum mai bine de 20 de ani o asemenea mașină. Și făcea furor la acea vreme, cred că a și fost integrat în câteva videoclipuri și conform staturii el deținea mașina asta mică și partenerul lui de formație pe nume Constantin Ioniță deținea un X5 E53, tot în aceeași culoare argintie cum era și mașina lui, respectiv având o poză celebră care definește total peisajul României anilor 90 de final. Maieuri, lanțuri, pantofi cu bot de rață, pantalon de stofă, o curea cu cataramă stridentă și mașini nemțești premium. Și chestia asta ne arată că mașinile astea vin dintr-o eră în care în fiecare țară unde au fost vândute au generat niște povești, mai bune sau mai rele, dar sunt povești care merită povestite, pentru că niște mașini care au o vechime au trecut prin niște schimbări de-a lungul timpului și cumva te poți lega de ele și în jurul lor să repovestește aceste lucruri interesante. Și am făcut și eu la rândul meu chestia asta în foarte multe episoade și n-are nicio legătură cu muzica pe care eu o cântau, ci pur și simplu cu faptul că în vremea aia o asemenea mașină reprezenta un apogeu al bunăstării financiare și al performanței, pentru că erau niște mașini foarte puternice raportate la ce se producea în mod normal în acei ani. Și această mașină fizic nu face excepție, pentru că este un exemplar cu o motorizare benzină de top când vine vorba de modelele standard, că au fost și modele mai performante. Și este un model emblematic al producătorului pe care îl mai deține o persoană, zic eu, importantă din lumea auto cel puțin, și anume celebrul jurnalist de la Top Gear, Dan Scarlat, care tocmai și-a cumpărat un exemplar recent cu un motor puțin mai mic decât acesta, cu aproximativ 1,1 litri, pentru că el are un model de 1.9 în 4 cilindri, dacă mi-aduc bine aminte, o variantă pe care am filmat-o și eu acum vreo două veri. O mașină venită de la Arad sau Timișoara, dacă mi-aduc bine aminte, care era în trecere spre Marea Neagră, s-a oprit aici și am făcut acea poveste, pe care acum nu-mi propun să o repet și îmi propun să povestesc mașina cumva într-un format puțin diferit și interesant, așa că stați alături de mine dacă vreți să vedeți o altfel de prezentare decât se face în mod normal unor mașini, care este condimentată cu multe detalii tehnice și, zic eu, multe referințe care ne fac să înțelegem aceste mașini mai interesant decât ne poate lămuri o fișă de specificații. Z3 este parte din familia Z a mașinilor BMW, care înseamnă Zukunft, viitor. Și primul model a fost un Z1, care de fapt era o adaptare de BMW 30 cu motor M20B25 de 168 de cai și cu o caroserie de plastic, un sistem foarte interesant de uși și geamuri, care funcționau similar cu ușile de lift, doar că transpuse în plan vertical, nu orizontal. Adică în momentul în care ușa, partea
rigidă cobora în zona pragului cu o anumită viteză, geamul cobora cu de două ori respectiva viteză. Sau am putea face o similaritate cu mecanismul acela de furculiță de stivuitor, care pe baza unor scripeți, lanțuri și sistem de pistoane hidraulice, compensează vitezele în felul acesta. Și acea mașină, clar, era un experiment. A fost vândută în puține exemplare, undeva la 2-3 mii. Unul se află în România, a apărut deja prin diverse peisaje online, concursuri diverse și cred că o să-l filmez și eu cât de curând. Iar acea mașină, cred că a dat tonul acestei clase. Ideea de a lansa niște mașini care aveau să prevadă ce va urma. Și am mai zis chestia asta, că în general pe modelele acestea vedeai motoare care urmeau să apară și pe alte generații. Tipuri de design, angelizurile, de exemplu, sau elemente de manete de interior. Chestiuni de design, în esență. Și un exemplu elocvent este Z4E85, care avea cumva perioada în care a fost vândut corespunzătoare lui E46, doar că interiorul mașinii și felul în care arăta și motorizările erau mai mult corespunzătoare lui E90. Deci prevestea ce avea să vină. Și această mașină este o premieră pentru BMW, pentru că este primul BMW fabricat exclusiv integral în afara Germaniei, fiind făcut doar la Greerburg în South Carolina, dacă mi-aduc bine aminte. Au mai fost BMW-uri făcute în Africa de Sud, de exemplu, sau în alte țări în afara Germaniei, dar respectivele modele erau făcute și în Germania, cum era vorba, de exemplu, despre E30. Și această mașină are, de asemenea, niște caracteristici tehnice interesante, pentru că ea este, în esență, un E36, dar cu spate de E30. Și când am zis aceste două mențiuni, cine știe BMW ar trebui imediat să aibă gândul trimis la E36 compact, acel BMW scurt, care, pentru că are dimensiuni mai mici, nu a putut să implementeze suspensia spate clasică de E36, așa că, la fel ca acest model, pentru că este acest model bazat pe acela, au suspensia spate semi-trailing arms de E30, ca să fie mai scurtă. Implicit, toată partea aia de spate, diferențial, prinderile sunt de la E30, dar fața este de E36. Și cumva, chestia asta ne arată că aveau de unde să ia piese, tehnica e acolo, nu era neapărat ceva revoluționar, dar e mult mai simplu să faci chestia asta din adaptări decât să proiectezi o platformă complet nouă. Ar fi costat prea mult, dura, n-avea niciun rost. Și motorizările au fost foarte diverse, pentru că aveai doar benzină, așa cum ar trebui pe genul ăsta de mașini, cu capacități cilindrice de 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0 și pentru modelele speciale M, 3.2. Însă nu doar capacitățile cilindrice trebuie menționate, ci și motoarele, pentru că cele de 1.8, de exemplu, au fost motorizări de 8 supape în total și un singur arbore cu came, iar motorizările de 1.9 au venit în două variante, dar erau cu 16 supape și asta înseamnă că erau mai puternice, respirau mai bine. Cifra de putere pentru acele motoare fiind situată între aproximativ 116 și vreo 138-140 de cai. Iar motoarele care erau de cel puțin 2 litri inclusiv, până la 3.2, au fost doar 6 în linie. Și aici trebuie să ne uităm un pic la valorile de cilindre. Tot ce era 2 litri, 2.5 și 2.8, reprezintă motoarele din familia M52, care sunt urmașele, să zic așa, acelui motor de serie 3 E30, respectiv M20, B20 sau B25 sau B27 în unele cazuri. Și asta ne arată că e un motor care a fost modificat în sensul că au apărut tot felul de tehnici mai noi pe partea asta de asamblare, materiale folosite care în cazul M52-ului n-au fost deloc bune și o să detaliez ulterior de ce. Iar update-ul acestor motoare a fost familia M54, care era compusă din motoare de 2.2, 2.5 și 3.0. Și asta înseamnă că la 2.5, dacă e pre-faceliftare un tip de motor, dacă este faceliftare alt tip de motor, și e interesant de văzut această valoare. Iar M54 este un update destul de sensibil al lui M52, dar e un update al variantei bune, adică nu folosește nicasil, are blocul de aluminiu, este closed deck, însă folosește accelerație cu control electronic, un sistem de injecție fără conductă de retur și are o galerie DISA pe două trepte. O să detaliez destul la partea de sub capotă, fiți fără grijă în acest sens. Iar aceste motoare au avut puteri de la 150 la 231 de cai și au fost niște mici diferențe, pentru că, de exemplu, la un moment dat M52 a avut și o versiune TU
Și acel TU și TU2 respectiv aveau niște mici diferențe de putere și cuplu. Era un kilowatt diferență între ele, adică 1,4 cai rotunjit și aproximativ 4 Nm cuplu. Și asta pentru că TU2-ul acela a primit vanos și pe arborele de evacuare și se repartiza curba de cuplu mai liniar, mai bine și motorul era mai eficient un pic. M54, în schimb, a avut în toate variantele dublu vanos și un sistem de distribuție pe lanț, așa cum era și înainte, și practic câștigul de putere n-a fost neapărat realizat din volumul cilindrei, ci din faptul că motorul respira mult mai bine, atât pe admisie cât și pe evacuare. Și la 231 de cai și 300 de Nm, nu e o mașină slabă deloc pentru o greutate de aproximativ 1250 de kg. Cuiva nu-i pornește un diesel acolo, de-aia mă uitam lung. Și variantele speciale au fost M-urile, care erau în mod special preferate în formatul acela coupe, care a fost ca un fel de mașină papuc, într-un format total deosebit față de ce se făcuse până atunci. Motoarele erau de 3,2 litri toate, însă au fost trei variante, S50, S52 și S54. S50 și cu S54 aveau ambele 321 sau 326 de cai aproximativ. S52, în schimb, a fost o variantă foarte domolită pentru Statele Unite, care a avut aproximativ 240 de cai, nu avea vanos pe evacuare și era o construcție mult mai simplă și relaxată pentru a putea respecta normele de poluare. Transmisiile iarăși sunt foarte interesante pentru că mașina a avut ori Ghetra cu 240 ca cutie manuală în 5 rapoarte pentru motorizările simple, în general în 4 cilindri, iar versiunile de 6 cilindri cu putere mare au avut cutia ZF S563, parcă s-a numit. Un continuator al acestei cutii de 6 trepte este cea care este prezentă la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, variantă manuală evident, și la BMW-urile M3, M4 moderne cu transmisii manuale și la faimosul M2, care teoretic încă mai poate fi echipat cu acea manuală. Iar cutiile automate erau ori GM4LE sau GM5LE, deci 4 sau 5 trepte cu convertizor, sau pentru variantele de putere mare, ZF5HP. O cutie care, într-un format longitudinal, a fost montată, de exemplu, și pe Porsche Carrera, dar invers, care are tracțiune spate. Și mașina a avut, deci, două formate de caroserie, care au avut însă niște variații, pentru că, de exemplu, ce a fost produs până în 1989, mașina lansându-se, 1999, pardon, mașina lansându-se în 1996, fiind promovată cu ajutorul unuia din filmele din seria James Bond, care a și cauzat niște vânzări foarte bune, puteau fi diferențiate în funcție de cilindre, de tipicul motor, în funcție de câteva chestiuni de aspect exterior. Mai exact, dacă te uiți la motoarele în 4 cilindri pre-facelift, vei vedea că aceste caroserii au un spate îngust, nu unul lat. Și în sensul acesta îți vei da seama de aceste diferențe. În față, grila celor de 4 cilindri are o deschidere mult mai mică, pentru că nevoia de răcire a celor motoare nu se compară cu cea a acestor motorizări în 6 cilindri, care merg mult mai fierbinte și au nevoie de răcire ca lumea. De asemenea, modelele care au avut 6 cilindri au avut semnalizările puțin diferite și toate versiunile pre-facelift, fie că erau cu spate îngust sau lat, au avut un anume format de stopuri dreptunghiulare. Pe urmă, la facelift, după 1999, au fost modificate farurile, au apărut celebrele Angel Eyes-uri, proiectoarele diferă un pic, grilele, de asemenea, mai late la modelele 6 cilindri și toate versiunile facelift, în afară de M-uri, au niște stopuri redesenate care au o formă de L. Excepție fac modelele M, care au rămas pe stopurile clasice, dar care au primit și ele aceste faruri, chiar dacă estetica modelului era diferită, ele nu au avut versiuni pre- și post-facelift, deși au fost produse pe întreaga perioadă, între 1996 și aproximativ 2003, dacă mi-aduc bine aminte. Exact chestia asta s-a întâmplat și cu Alfa Romeo 156 cu motor Busso, de exemplu, respectiv modelul GTA, care, deși a fost produs și după facelift, nu a avut farurile de facelift, care în cazul acelui model mi s-au părut mult mai reușite, mă refer la cele pre-facelift, care au avut un desen așa specific interesant. Și cumva, uitându-te la aceste detalii, poți să compilezi, să-ți dai seama din ce an este și ce motorizare are. Un alt indice al motorizării este numărul de țevi ale evacuării. Dacă era o țeavă simplă, era motor în 4 cilindri. Dacă era țeavă dublă, era motor în 6 cilindri, normal. Și dacă avea evacuări cu 4 țevi, era model M. Și mai erau niște chestiuni interesante, cum ar fi că după facelift, indiferent că era model standard
de 4 cilindri sau de 6, caroseria a devenit lată, nu îngustă. Și e interesant de văzut că acest procedeu a fost cumva aplicat și la Porsche Carrera 911-992, pentru că toate acum sunt late, în timp ce modelele mai vechi erau unele înguste, altele mai late, depinde de situații. Diferă însă structural suspensiile, pentru că modelele M, ca să poată să pună niște roți mai mari, mai late, au niște brațe care sunt mult mai scurte la anumite elemente ale suspensiei. Și pe partea de interior aveai diverse niveluri de echipare și ediții, dar relativ simpliste, adică puteai să ai aer condiționat, scaune încălzite, un sistem audio mai bun, un cassette changer sau un CD changer, depinde de variantă, și în general interiorul a fost destul de simplu. Unele modele cred că au avut și pilot automat, bord computer majoritatea și opțional, așa cum are și această mașină, au primit și posibilitatea de soft top electric și opțional puteai de asemenea să le echipezi cu hard top, însă nu mă refer la acel hard top al modelelor M, papucurile acelea, care erau niște motorizări făcute pentru sau erau niște mașini făcute rigid. Erau mult mai rigide decât cele standard și erau practic în trei uși pentru că aveau high-on. Așa că modificările mașinii de la un an la altul au fost relativ discrete. Motorizările de asemenea au fost îmbunătățite pentru că, așa cum am menționat, a mai apărut un arbore cu came, încă două supape, de la M52 s-a trecut la M54, cutiile manuale și ele adaptate. De asemenea, deși modelele M aveau un standard, un diferențial cu alunecare limitată pe spate, acestea le puteau primi opțional, inclusiv acest model îl are. Și fix ăsta este un model foarte bine întreținut al unui urmăritor care este membru activ în comunitatea de Z3, înțeleg că este la a șasea mașină, deci probabil le știe mult mai bine ca mine și poate să desfacă și să le monteze cu ochii închiși, ceea ce e foarte mișto, pentru că înseamnă că le apreciază, le cunoaște, știe să le spună povestea și cu siguranță știe să le și asculte povestea și probabil se va uita interesat la această prezentare. Și legat de motorizări, sunt câteva aspecte care trebuie menționate, cel puțin de familia motoarelor. M52, din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cele mai proaste motoare BMW, pentru că a fost gândit să aibă blocul de fontă inițial, după care l-au ușurat și au trecut pe bloc de aluminiu. Interesant că și S54 și modelele S în general de BMW au avut blocurile de fontă pentru a fi mai rezistente, doar că la un moment dat au zis să le facă mai ușoare și versiunile normale au trecut pe bloc de aluminiu, dar cu cămăși de nicasil, care este un aliaj din nichel, siliciu și carbid, care este foarte problematic în raport cu sulful din benzină. Acele motoare au avut foarte mari probleme de garanție cu etanșeitatea și cu consumul de ulei. Au fost schimbate pe garanție, pe rechemări, întregile componente constând în segmenți și pistoane și abia M52-ul cu bloc de fontă a fost unul mai rezistent, dar au fost însă niște versiuni cu bloc de aluminiu care însă au avut cămăși de fontă și alea au fost mai ok. Cu sau fără sistem dublu vanos, nu contează, alea sunt mici detalii, dar problema era structura și a faptul că în acea perioadă toate motoarele astea pe benzină mergeau foarte ridicat din punct de vedere al temperaturii și M54 nu face excepție. El este un motor foarte robust, care e un continuator al serilor M52. Toate au dublu vanos, au clapetă de accelerație electronică, au sistemul ăsta DISA pe două trepte, unele versiuni, că astea de 3 litri au apărut prima dată și ulterior cele de 2.2 și 2.5, au avut un fel de supapă suplimentară în admisie care adăuga niște canale de umplere în zona pistoanelor. Era un fel de idle air control valve, IACV-ul ăla care reglează relantiul la motoarele cu clapetă pe cablu. Doar că, dacă stăm să ne gândim, motoarele au avut aceleași probleme. Mergând foarte, foarte ridicat pe temperatură, termostatul deschidea la 97 de grade și antigelul stătea foarte fierbinte tot timpul, implicit și uleiul motor. Tot ce nu era metal din acel motor se deforma și uneori și metalul, din păcate, pentru că se putea deforma chiulasa și garnitura acesteia. Deci simeringuri de supapă, o-ringuri diverse și simeringuri de la palier, de la arbore, capă, toate aveau probleme. Sistemul de epurare gaze carter de asemenea problematic, ca să schimb componentele durează până la 8 ore pentru că trebuie să demontez foarte multe chestiuni din zona de admisie și implicit temperatura asta ridicată făcea ca uleiul să ajungă în paharele bujiilor, putea să genereze un consumare de ulei acest sistem de PCV nefuncțional care inunda practic galeria cu depuneri și implicit și clapeta de accelerație cu pinioane de plastic ale motorașului electric căpăta acele probleme de uzură. Și motorul în linii mari este robust cu condiția ca să-i se fi schimbat uleiul la timp.
De asemenea, o problemă este faptul că pentru a putea avea consumuri și emisii mai mici, au recurs la inele de segmenți mult mai subțiri, mai ales când vine vorba de acel raclor de ulei. Și asta înseamnă că acele găurele de degajare fiind foarte mici, ele se vor colmata imediat și implicit uleiul nu mai curge cum trebuie și apare acel consum de ulei pentru că nu are unde să se scurgă. Și ulterior apare și uzura mecanică. Chiar dacă e un motor closed cu cămăși de fontă, putea să aibă consum de ulei. Important însă este că producătorul a gândit de la bun început ca motor cu cotă de reparație, atât pe pistoane, pe zonă de segmenți, biele, toate cele. Și arborele cotit al acestui motor de 3 litri este cel de la S52, adică de la un motor de M, care, chipurile, este rezistent. Așa că mașina nu prea a avut cine știe ce bube. Mulți ar spune, de ce nu e MX-5? Pentru că este altfel. Este o mașină care are motoare mai interesante din punct de vedere al echilibrării, fiind 6 cilindri. Are un anume confort interior interesant, având scaune electrice, ceea ce MX-5-ul din perioada aia n-a avut niciodată. Nu prea are probleme cu rugina și e o mașină cu un aspect totuși diferit. Designerul acestei mașini este japonez, este Joji Nagashima, care a desenat și E90-ul și care a făcut prima dată acea grilă enormă care avea să apară pe modelele din prezent. El este generatorul acelui trend, dar a fost sub forma unui, să zicem așa, concept car care a fost la vremea respectivă. Din punctul meu de vedere, este o mașină foarte reușită. Mulți am avut-o ca machetă Burago și este o experiență să te afli în ea mărime naturală și îmi dau seama cât de diferită este de MX-5 prin format. Pentru că scaunul e la aceeași poziție, stai destul de jos, numai că în raport cu podeaua mi se pare scaunul mai sus plasat și mai mult decât atât, ușa având o scobitură, ai mult mai mult spațiu vitrat, însă e ciudat că ai oglinzile destul de în spate și mașina per total se simte mai mare, atât înăuntru cât și pe exterior. Însă, de fapt, nu e o diferență atât de mare, doar că este percepută diferit. Și mi se pare exemplară senzația de motor 6 în linie, liniar, care este făcut să tragă constant. Nu e o motorizare care să surprindă, nu are violența pe care are un sistem Vitec, de exemplu, de Honda, sau, nu știu, nici măcar incisivitatea Mazdei, care e cu vreo 200 de kg mai ușoară decât această mașină. Aia e mult mai orientată pe condus intens, pe circuit. Asta este un cruiser, o mașină de mers pe autostradă, de mers tare în general, și ocazional pe viraje. Nu e o mașină sport în adevăratul sens al cuvântului, se duce mai mult în ideea de confort. Timoneria cutiei de viteze este pur și simplu excelentă și este o mașină cumva care are senzația de interior de limuzină, dar într-un format mult mai compact. Și oamenii ăștia am dat seama că tot n-au pornit acea mașină și cred că și-au stricat și pompa de injecție la câți pani o fi produs până acum, pentru că pare să fi mers pe uscat. Dar ăla este, sau zic, chestia aia o rezervăm pentru alt episod cu probleme tehnice. Hai să deschidem capota, să vorbim un pic de motor și să arătăm micul interior care va dura destul de puțin și să facem o tură pe, sper eu, un DN1 cât de cât liber ca să pot să ridic în ture acest motor și să auziți cum se aude un motor tradițional de BMW. Despre care însă eu mi-am schimbat părerea. Îl idolatrizam când eram copil, că mă gândeam ce motor animalic și puternic. Și îmi dau seama că nu-i slab pe cifre, dar nu ai senzația de motor atât de intens, pentru că nici nu este. Este gândit să tragă liniar. Atâta tot. Nu este un motor care să rupă. Sunt motoare mult mai intense decât acestea. Adică, de exemplu, dacă compari această mașină cu o Honda S2000, au cam aceeași greutate, cam aceeași cai, însă Honda este mult, mult, mult mai brutală. Este pentru cu totul altceva decât această mașină. Așa că e mișto că sunt diferite și că fiecare are rolul ei, să zic așa, pentru că dacă ar fi toate mașinile la fel și toți oamenii la fel, ar fi o linie plată, fără niciun fel de emoții. Și important e să avem de unde să alegem. Acesta este M54B30, motorul celebru de 3 litri, mai exact 2979 de centimetri cubi, care are o cursă de 84, alezajul, pardon, de 84, cu cursă de 89,6, exact aceeași cifră. O regăsim și la N54 și N55, care sunt cumva urmașii direcția acestui motor, însă există niște diferențe între ele, pentru că ăsta este closed deck și unele din motoarele ce au urmat au fost open deck. Construcția este integral făcută din aluminiu, atât bloc cât și chiulasă, și
Fiind închidere completă a blocului, are niște canale de răcire care sunt diferite și trebuie să fie un sistem de răcire mult mai puternic ca să poată să suporte temperaturile înalte pe care le dezvoltă motorul. Distribuția este pe 3 lanțuri, are un lanț mic pentru pompă în zona de baie, un lanț superior care vine pe partea de arbore de came evacuare și cei doi arbori sunt legați între ei printr-un al treilea lanț. Fiecare din lanțurile astea are un întinzător și sistemul acesta de distribuție are și variație. Adică aici putem vedea sistemul vanus, există un solenoid pe partea aceasta și unul pe partea asta orizontală. Și dacă ne uităm la acest sistem, el diferă complet față de cele care au urmat, pentru că folosesc niște variatoare hidraulice care funcționează pe adâncime. Adică un fel de piston are o cursă înainte-înapoi și pentru că în interiorul lui există niște șanțuri oblice, deplasarea asta înainte-înapoi a acelui piston produce o rotație a arborului cu came înainte-înapoi așa. Numai că sistemul ăsta este mult mai sensibil pentru că are niște O-ringuri suplimentare și poate să piardă ulei. Și asta înseamnă că presiunea nefiind stabilită ca lumea, deși comanda este dată de solenoid, avansul sau regresul distribuției nu se întâmplă exact atunci și apare check engine, apar niște probleme de funcționare. E o unitate de restaurare care se face destul de greu, adică dacă acea carcasă interioară a acelor rotoare nu este finisată suficient de bine sau apar zgârieturile, nu mai o poți recondiționa și trebuie schimbată. Puteți să vedeți la Sreten pe canal la M539 Restorations despre ce este vorba și în general sistemul acesta a cam avut probleme și slabe șanse ca la 100.000 de kilometri să rămână funcțional. Din câte știu, cam pe la 80.000 de kilometri este necesar un kit de reconstruire care presupune demontarea modulului și schimbarea acelor piese. Pe urmă, dacă ne uităm la partea de supape, avem compensare hidraulică, însă sunt tacheți, nu sunt culbutori, cum era cazul altor motoare. Sunt doi arbori cu came, 24 de supape, câte 4 pe cilindru și are un sistem de evacuare cu două calupuri de câte 3 țevi, care dau în două catalizatoare cu două țevi separate, care la un moment dat se unesc într-un rezonator și pleacă către spate. Iar partea de admisie conține o galerie de admisie din plastic, care este cu sistem DISA, adică are o clapetă controlată pneumatic. Pe motoarele N care au urmat au fost până la două clapete care funcționau cu motoraș electric. Și undeva în interior aici se află un separeu și acea clapetă, în mod normal, până pe la 4000 de rotații pe minut este închisă și separă galeria de admisie în două zone care nu comunică între ele în interior, dar aerul care intră din filtru inundă toată galeria. Numai că rezonanța pulsațiilor motor face ca acest sistem să fie eficient cu clapeta închisă la turații mici. Pe măsură ce accelerezi motorul, clapeta se deschide, primește o comandă vacumatică de la un solenoid și galeria devine cu... are același volum, numai că nu mai are peretele la despărțitor. Și nu știu, e ca și cum gândiți-vă că într-o cameră se... ascultă muzică și dacă închizi ușa, doar o parte din ocupanții camerei aud acea muzică, însă ea este acolo tot timpul și cumva gândiți-vă că asta este o ușă și e o sală de audiție și practic se aude mai mult sau mai puțin înăuntru, cam așa este și acest sistem. Și pe anumite motoare, pe X5 de exemplu, mai are și o valvă suplimentară cu încă o mini galerie ca aceasta pe dedesubt, care poate să blocheze accesul aerului către un rând de supape, adică din două supape de admisie numai una să primească aer și în felul acesta se turbionează amestecul. Mai mult decât atât, undeva pe dedesubtul galeriei există încă un plămân din acesta mare care are două zone separate și una se numește Filling Gallery, de umplere, și alta se numește Ram Gallery, adică de efect de împingere. Și în felul acesta e o galerie compusă, ați înțeles principiul ăsta de funcționare. În general, multe motoare aspirate au acest sistem. Problema este că flapsul ăsta fiind de plastic și axul la fel, se întâmplă să se mai spargă și să apară probleme pe acolo. De ajuns în motor, slabe șanse să ajungă, nu sunt ca flapsurile de diesel, dar la un moment dat necesită atenție. Debit metru de asemenea mai poate fi problematic și motorul are clapetă de accelerație cu control electronic și sistemul de epurare gaze Carter presupune un set complex de galerii de plastic care reîntorc vaporii de noxe în interiorul motorului în galeria de admisie și în felul acesta se arde excesul acela de gaze Carter. Problema este că acel sistem nu funcționează tot timpul și în cazul în care membrana aia se sparge, crește foarte mult presiunea în galerie și apar acele probleme clasice.
Răcitorul de ulei este cumva integrat în paharul filtrului, sunt de fapt niște canale de antigel cu alte canale de ulei și dacă garniturile cedează, apar probleme pentru că se poate amesteca zona celor două substanțe și periodic și capacul acesta de la ulei trebuie schimbat pentru că el este din plastic și are de asemenea o valvă în interior care poate ceda, care ține filtrul ăla de hârtie întreg. Iar ca structură motorul este gândit destul de simplu, modular. Aici mai poate să apară probleme pe la tubul acesta de evacuare gaze Carter. De aici, practic, scoate gazele din Carter și le bagă înapoi în admisie. Și în felul acesta, pentru că segmenții sunt mai subțiri, pentru că merge pe temperatură ridicată, sistemul de răcire e gândit cumva interesant, în sensul în care se circulă antigel cu prioritate în chiulasă, în un bloc, ca să țină blocul mai fierbinte, să fie pelicula de ulei mai subțire și în felul acesta să ai eficiență mai mare. Doar că chestia asta produce o uzură accentuată de-a lungul timpului și putem vedea faptul că extragerea antigelului se face din chiulasă, nu din bloc. Și în felul acesta chiulasa este prioritizată pe partea asta de antigel. O problemă care poate să mai apară este blocarea acestui vâscocuplaj, care înseamnă că la un moment dat ventilatorul ăsta se poate dezintegra și poate să o facă foarte urât. Pentru că acel vâscocuplaj în momentul în care se blochează, se rotește cu viteza de rotație a motorului. Și în această situație palele alea se rup și poate să spargă inclusiv capota și treaba asta este foarte neplăcută. Și în rest așa, cureaua de accesorii a fost gândită și că pentru durata de viață a motorului, dar nu cred să fie asta valabil. Ai pompă de servo, pompă de apă, compresor de aer condiționat și cu parte din aceasta de alternator și unele sisteme pentru norme de poluare au și sistem de aer secundar, adică o pompă electrică ce bagă aer în evacuare până la, nu știu, 60 de grade aproximativ antigelul, ca să reducă nivelul acela de noxe. Astea sunt niște chestiuni care în general sunt prezente pe piața aia din America și se poate vedea aici că nu avem acel sistem echipat pe mașină. Motorul a mai avut niște probleme celebre cu detonațiile, poate avea un relant instabil, nu se știe exact care este cauza, cert e că poate fi sistemul acesta de knock sensors, de senzori de detonație, care poate să presupună probleme, de exemplu, legate de cablaje de pe la injectoare, să se întrerupă sarcina pe acolo. Bobinele de la bujii, bujii care nu sunt, nu știu, funcționale, injectoarele, de exemplu, pompa de injecție care poate să nu furnizeze un debit suficient în funcție de situație și, în general, chestia asta se întâmplă mai curând pe sezonul rece, până la urmă. Tot ce nu-i metal în motorul ăsta, capacul ăsta de plastic, toate garniturile cedează la un moment dat și de asta și are scurgeri de ulei. Se glumește că nu există BMW fără pată de ulei sub el și Sreten spune chestia asta. Asta pentru că motoarele funcționează foarte fierbinte. De simeringurile de supapă, garniturile astea de capac, sistemul PCV, galeria de admisie din plastic, toate pot avea probleme. Și de asemenea, galeria fiind de plastic poate să cedeze, să crape, trage aer fals și apar de asemenea probleme de amestec. Galeria DISA poate să aibă problemele respective pe care le-am descris, cu actuatorul ăla care însă poate fi modificat cu unul de metal. Termostatul are control electronic, el normal deschide la 97 de grade, dar poate să deschidă și mai devreme dacă elementul acela este energizat. Beleaua este că dacă motorul se supraîncălzește, calculatorul nu prea te notifică, acum tot la 90 de grade o să rămână în bord, așa că dacă ajunge antigelul la 115 grade în loc de 90 și sta acolo, tu nu prea vei ști, decât dacă pui testerul și vezi efectiv valorile care sunt în partea respectivă. Și de asemenea, capacul de la sistemul de răcire, de la vasul de expansiune, este făcut să țină maxim 2,1 bari. Dacă se blochează și nu ventilează presiunea asta, evident că crapă toate aceste furtunuri și apar probleme. Furtunuri care oricum trebuie schimbate la un moment dat, pentru că pur și simplu se coc de la această temperatură înaltă. Pe urmă, în general, tot ce ține de temperatură trebuie urmărit, deoarece supraîncălzirea acestui motor este foarte ușoară și un motor care degajează extrem de multă căldură, chiar dacă e o mașină ușoară. Gândiți-vă cum e pe un acest motor pe un serie 7, că e mult mai multă mașină decât aici, chiar dacă avem aproximativ aceeași putere. Apropo, ca nivel maximal de putere, a avut, cred că, 235 de cai cu acel pachet ZHP pentru Statele Unite. Dar a fost, mă rog, ceva destul de nișat. Sistemul ăsta de ventilare gaze Carter n-a fost unul ok, nici pe motoarele N care au urmat de asemenea nu au fost ok și ăla mai poate să genereze de asemenea un consum de ulei. Paharul ăsta de filtru, de asemenea, care nu e oportun ca a format să aibă o parte din plastic și una de metal și
un semn, de exemplu, că uleiul este contaminat și că sunt probleme la sistemul de ungere, este țăcănitul acelor tacheți. Dacă ai un nivel de ulei sub minim, apare țăcănitul specific, nu îl ignorați până la urmă. Distribuția e pe viață, zic eu, pentru că lanțul este steel diesel, este foarte gros, dar dacă nu schimbi uleiul la timp, cu siguranță se va întinde la un moment dat. Și e un motor care, da, a fost robust făcut, doar că marea problemă este că lumea nu a schimbat uleiul la timp. Cât mai des schimbat uleiul, nu 2 ani, 30.000 de kilometri, nu există așa ceva. E un motor fierbinte care poate avea destul de multe probleme până la urmă pe chestiunea asta. Și mai sunt evident senzorii de poziție arbor cu came și senzorul de poziție arbor ecotit. Faptul că termostatul, carcasa și cu carcasa de la pompa de apă sunt de plastic și implicit impellerul ăla de plastic poate să se dezintegreze și să nu mai recircule ca lumea antigelul pe acolo. Și o chestie interesantă este că unii aleg să anuleze acest ventilator și îl codează pe ăsta, de la aerul condiționat să funcționeze. Practic, capacitatea de răcire este bună, totuși să funcționeze. Un mare lucru interesant al acestei mașini este că 60% din componente sunt fabricate în America și BMW a ales să facă această mașină în America tocmai pentru a anula problemele astea de rată de schimb valutar, pentru că una din piețele lor majoritare era evident cea americană. În continuare, transmisiile sunt destul de fiabile, doar că fiind o motorizare grea, cu putere mare, o mașină mică, cu suspensii destul de rigide, toate punctele alea de prindere, suporți de pe la cutie și motor, flanșa de arbore cardanic, diferențialul spate, toate astea trebuie servisate periodic pentru că apar tot felul de cloncănituri, ciocănel de genul acesta. Merită să investești într-o mașină de asta dacă ești pasionat, pentru că reprezintă o mică poveste din istoria brandului. Cu siguranță mulți au interacționat cu ele și când erau tineri și nu și le permiteau, sau au văzut la niște prieteni, le-au văzut pe stradă, au mers în ele la un moment dat și chestia asta i-a făcut să-și dorească acele mașini. Precum spunea bunul meu amic Bogdan de la Toyota Ploiești, care s-a îndrăgostit de seria 7 după ce a fost plimbat de tatăl sau de un prieten de-ai tatălui său, fără să știe nimic despre acea mașină, a remarcat faptul că avea soft close și a zis cândva în viață că vrea să dețină un asemenea model. Și a ajuns să-și ia unul, adică pentru el, o mașină pe care a dat 4.000 de euro înseamnă mult mai mult decât valoarea asta. E vorba de valoarea sentimentală și așa se întâmplă și aici. Și modelul acesta nu face excepție, cred că e unul pe care foarte mulți îl cunosc. Și mă reîntorc un pic la motoare, mi se pare interesant abordarea de inginerie, pentru că practic ei n-au crescut puterea din chestiuni fizice, cum ar fi că a crescut cilindreia, ci din faptul că au redus frecările interne. De exemplu, bielele sunt mai ușoare cu 88 de grame, arborele cotit este optimizat pe partea de contragreutăți, pistoanele freacă mai puțin de pereți, că au strat din acela de grafit. Din păcate, treaba asta cu temperatura ridicată și segmenții prea subțiri nu e ce trebuie. Dar, repet, chestiile astea se păstrează foarte ok cu mentenanță preventivă. Și aici clar ține de fiecare cum le-a întreținut. Această mașină are un mic adaos sub forma acestor grile care sunt specifice modelului M și cred că ele provin așa estetic de pe faimosul BMW 507, acel V8 făcut de la ordinul lui Max Hoffman, pe care l-a avut și Elvis Presley. Un exemplar sau practic o mașină care era să falimenteze brandul cu totul. Și fiind un model facelift, are spatele lat, are stopurile astea în format de L, iar proprietarul, într-un spirit de glumă, a pus o siglă de la unul pe care l-a avut înainte cu motor de 1.9. Dar după cum ați văzut mai devreme la partea de sub capotă, motorul este mult mai mare de 1.9. Avem un element din acesta clasic de design pentru deschiderea portbagajului. Nu ai cine știe ce spațiu aici. Deschiderea este destul de mare, doar că portbagajul nu e adânc. Și, de exemplu, casca mea nu intră foarte adânc în situația asta acolo, dar oricum, cine și-a o decapotabilă ca să transporte chestii. Pe urmă, 6 cilindri implicit sunt 2 evacuări, se poate vedea chestia asta. Iar softtop-ul are o chestie interesantă pe care, de exemplu, la MX-5 nu o ai. Și anume că fermoarul acesta, cum zice, geamul este din material plastic și este un plastic flexibil, deci implicit se va coace și e făcut să se schimbe. Și pe interior are un fermoar, deci îl vei putea schimba super simplu. Prin faptul că poți să atașezi hardtop, scap de problema umezelii și rugină în principiu nu prea sunt la aceste mașini, nu prea este, dar na, nu e exclus să se întâmple. Îmi place, de exemplu, aici,
că ai un fel de strat de cauciuc care izolează zona de tablă și asta înseamnă că, din nou, nu sunt probleme cu rugina în acest sens. N-are acel mecanism complex în care geamul se retrage un pic ca să facă deschiderea ușii mai ușoară, pentru că rama este făcută de așa natură încât să vină geamul direct peste ea. Deci o mentenanță destul de simplă în acest sens. În zona de ușă există o scrumieră în partea asta cu un spațiu mic de depozitare, material din piele moale și aici un plastic moale deasupra. Aici ar fi fost locul de reglaj oglinzi pentru volan dreapta. Scaunul are șezutul electric, însă spătarul este cu reglaj manual și este o tapiserie făcută în strânsă legătură cu această culoare exterioară. Mașina e foarte compactă la intrare, dar odată ce a intrat mi se pare că are destul de mult spațiu. Picioarele, zic eu, că stau destul de bine prinse în partea aceasta de aici. Și aici putem vedea setul acesta clasic de comenzi pe interior. Aceasta a fost o consolă transpusă de la un model de 1.9, dar este exact ca cea cu care ar fi ieșit modelul ăsta din fabrică. Aici avem reglajele clasice de ventilație, butonul pentru cuplarea compresorului de aer condiționat și recirculare, încălzirea în scaune pe două trepte. Ăsta este ecranul computerului de bord, așa că tu dacă apeși butonul BC de la maneta stângă și te aștepți să se întâmple ceva în bord, vei avea o surpriză că nu se întâmplă chestia asta. Geamurile electrice, schimbătorul manual pe 5 trepte, deci cutie ZF, că avem motor în 6 cilindri de 3 litri. Un mic spațiu de depozitare, perfect pentru apă la jumate. În partea aceasta mecanismul de decapotare, în centru este butonul de alarmă și acolo este dezaburirea. Și în partea aceasta ar fi avut boxa, numai că proprietarul a montat un sistem audio mai bun. Iar în partea din interior ar fi putut să fie și acel schimbător de casete, cum era acolo. Niște mici parasolare în partea aceasta, ca să decapotezi mașina. Se trag aceste elemente și de la acel se poate vedea sistemul acesta de aici. Iar toată partea de mecanism electric se află în portbagaj. Este o pompă hidraulică. Asta înseamnă că și aia la un moment dat s-ar putea să necesite o mentenanță. La fel ca la multe mașini din perioada aia, trebuie trântite bine ușile. Un aspect interesant este că, deși are oglindă heliomată, mașina are un contact mecanic pentru oglindă, adică o poți și mișca, are brațul acela din partea respectivă și pot să exemplific treaba asta imediat. Nu știu de ce au făcut așa, probabil a fost o chestiune de cost. Pentru că are senzor, dar poți să faci cu ea și așa, mi se pare interesantă chestia asta. Clapa asta se dă cu totul la o parte din partea de sus. Aici la volan niciodată n-au avut comenzi, din câte știu. Maneta de bord computer este plasată pe partea aceasta de aici pe semnalizare și ștergătoarele față aici, cu niște ceasuri clasice, unde ai de exemplu un buton din acesta care îți reglează pornirea farurilor. O poziție așa și fază scurtă așa și restul se face de la manetă. În partea aceasta reglajul de far, cel pe înălțime, și ventilațiile în partea de sus, ce am arătat deja și mai devreme. Și dacă se rotește frumos cheia, auzim sunetul clasic al unei mașini de altă dată. Și decapotarea e suficient să împingi de ăsta în sus și așa și-l poți decapota ori cu mâna, ori automat, depinde de opțiune de sistem. Și aici e ceva haios, că dacă apeși butonul acesta, nu se întâmplă nimic în partea asta, însă se întâmplă aici. Și aici poți vedea ceas, temperatură, chestiuni de genul acesta. Și avem și traction control, care zic eu că e foarte bun pentru o mașină ușoară, care are totuși o greutate mare. Altă chestie ciudată este plasarea oglinzilor, care este destul de în spate și par și cu un pic de zoom, așa, adică e puțin mai greu să te orientezi în ea pe partea asta de mers. Însă astea sunt mici compromisuri pe care le ai în general la o mașină cabrio. Îmi place însă că are o vizibilitate foarte bună, ușa fiind scobită în partea asta de jos și se vede foarte bine în lateral. Nu ai cine știe ce loc la mâini în partea asta, dar în momentul în care te plasezi cu mâinile corect pe volan, coatele vor sta unde trebuie aici și o mașină destul de bine proptită pe partea asta de spațiu la picioare. Și îmi place că ai confortul acestui scaun
cu reglaj electric, care însă a fost un pic modificat, proprietarul a ridicat partea asta din față, deoarece fiind piele lucioasă, la o frânare mai agresivă aluneși cu totul în față. Și aici avem și butoane de proiectoare. Hai să facem o plimbare, să auzim motorul ăsta specific. Nu știu dacă e o invenție a românilor, mă rog, trebuie să fie după limbaj, că se clasifică motoarele de BMW după Mitică, Nicușor și Bogdanel în funcție de generație. Motorul are sunetul de mașină de off-road, diesel, pentru că având vâsc cuplaj, când sistemul de răcire e la capacitate moderată de funcționare, vâsc cuplajul ăla e activ și ventilatorul mecanic antrenează curentul de aer peste palele radiatorului și asta înseamnă zgomot. Pe măsură ce sistemul se răcește, nu mai apare chestia asta, așa că se va reduce acel zgomot destul de pronunțat. Acum îl are, de exemplu, și mi se pare un sistem oarecum ciudat, nu e atât de, adică e eficient, doar că poate avea o uzură mecanică foarte mare. Și asta pentru că, din păcate, ventilatorul ăla se poate dezintegra și, în general, pe E39 s-a mai întâmplat chestia asta. Sunt niște mașini relativ pretențioase pe partea de mentenanță motor. Nu mă refer la astea, mai special, ci la motorizări în sine, la toată gama. Dar, până la urmă, ai posibilitatea de a te distra cu ele. Asta e ideea. Sunt niște mașini foarte mișto. Ce mi s-a schimbat mie, repet, este, după ce le-am condus, mi-am dat seama că ele de fapt nu sunt niște motorizări atât de intense, pentru că neavând un profil de valve lift variabil, cum este Vitecu sau Valvetronicu, nu rup norma, știi? Adică sunt niște motoare care pur și simplu sunt făcute să tragă liniar de jos, adică chit că ești în a doua sau în a cincea la 2000, simți cum trage. Nu e o lipsă de putere a acestui motor aici toată chestiunea. Chiar că pot să jur că e toamnă, având în vedere că afară erau 14 grade mai devreme. Trebuie să debraiez la un punct potrivit, pentru că dacă apeși ambreiajul și nu compensez cu accelerația, o să auzi un boncănit specific. Pur și simplu așa funcționează aceste ambreiaje. Și ce mai îmi place este că momentul în care selectez viteza, se aude un cloncănit în cutie, care este specific acelor axe împreunate, sincroanele. Dar când îi dai turații, într-adevăr învie și se simte așa cum ar fi trebuit. Deci la vorba proprietarului, modul sport este treapta a treia. Pur și simplu o bagi în a treia și o ții acolo, că ea poate să meargă foarte repede cu această viteză. Și apeși accelerația și dai turații câte vrei. Sunetul motor, în unele cazuri, era amplificat de un mecanism din acesta de rezonator, care acționa în habitaclu, adică pur și simplu amplifica sunetul motor într-un mod natural în cabină. Dar cred că la mai curând era prezent pe, din câte știu, Z4, prima generație avea așa ceva. Și poate fi montat și rezolvi chestia asta dacă pui un filtru de aer sport. Doar că cumva cred că e frumos să ții mașinile astea stoc acolo, că tot am amintit de care era mai devreme. Este foarte mișto la senzație. E o mașină însă care, na, ca orice mașină din asta veche, necesită un pic de atenție și respect. Pentru că are totuși o vârstă și în general vei simți că frânele nu sunt la fel de incisive ca ale unei mașini noi. Acum câteva zile am avut Z4M40, o mașină mult mai puternică decât aceasta, dar avantajul la această mașină este că ai partea asta analog, simți mașina mai bine, simți schimbatul vitezelor este altfel, servodirecția hidraulică este exact ca și cum ai roti o vană hidraulică, zici că te-a trimis tactul în subsol la bloc să oprești apa caldă că s-a spart țeava în casă și că trebuie să faci reparații.
Exact aia e senzația, te parcă te opintești în ea, te chinui. Și tot sunetul ăsta mecanic, metalic de la motor, absolut tot mecanismul mașinii este făcut să facă o conexiune cu drumul. E ceva ce la o mașină modernă nu mai simți oricum. Față de niște mașini moderne nu e atât de rigidă. Se simte torsionarea caroseriei. Mașina este mai greoaie decât MX-5, adică un MX-5 de 1.8 de 147 de cai se simte cam la fel ca asta. Chiar dacă e o diferență de aproape 100 de cai între ele, evident că asta accelerează puțin mai rapid, dar e și cu vreo 200 de kg mai grea. Și treaba asta o face să fie puțin mai incisivă. Da, plus suspensia față nu este un dublu braț, nu e o mașină atât de joasă ca MX-5-ul. Este un McPherson clasic și pe spate de asemenea nu e un double wishbone ca sistem, sunt niște brațe trailing simple. Dar asta pentru că e o mașină făcută pentru plimbare, nu e de circuit. Având traction control ajută, pentru că poți să te vezi destul de des în situații de-astea neplăcute. Se simte greoaie ca mașină, dar e precisă, adică de asta zic că se simte extra masa aceasta. Și mi se pare că nu e o mașină care să fie condusă neapărat într-un stil foarte alert. Dar îmi place la nebunie senzația schimbătorului, adică aș mesteca într-una în această transmisie, e atât de ușor de folosit. Ai senzația unei manete de tractor în sensul bun. Conexiunea mecanică cu un selector, un reductor, o manetă hidraulică, ceva, mi se pare foarte drăguț calibrată. Și timbrul ăsta metalic pe la vreo 4-5.000 de rotații pe minut este ceea ce reprezintă motorizarea asta mitică 54. Se simte că are diferențial torsion. Îl recunosc de la Mazda mea, care avea un Fuji din acesta clasic. Pentru că dacă, de exemplu, dai de ud și iei o curbă strâns, va patina roata din interior și diferențialul ăsta îți blochează patinarea acelei roți și practic transmite cuplu către roata care poate să-l suporte mai mult, cea din exterior. Însă senzația de confort în accelerație e mai reușită decât la MX-5. Acolo însă tot așa schimbătorul are cursa și mai scurtă și o priză directă, dar e o mașină puțin mai solidă la senzația asta de pedale, volan și schimbător. Aceasta în schimb e puțin mai iertătoare, mi se pare că e făcută mai plăcut la confort, e mai aproape de ce te-ai așteptat de la o limuzină. MX-5 nu e neapărat o mașină confortabilă, e destul de gălăgioasă, dură, are mai puțin spațiu în interior, dar are farmecul acela clasic. Cred că dacă vrei să te duci pe circuit și vrei neapărat să mergi intens, vrei modificări, plajă de asta de componente, turbine, compresoare, suspensii, orice găsești la MX-5, e o platformă mult mai bună decât aceasta, care e o mașină confortabilă care n-a fost produsă atâta timp. Gândiți-vă că MX-5 se face de zeci de ani. Z3-ul a fost o generație a acestor mașini și la MX-5 există elemente comune între generații. Anumite brațe de suspensie, transmisii, motorizări sunt mult mai ușor de gestionat și asta înseamnă că ai o bază mai mare, de o comunitate mai mare de fani și de oameni care se pricep în a le modifica. Dar este interesant să simți motorul ăsta, într-adevăr, pe genul ăsta de caroserie, simți mai bine decât pe un X5.
părerea mea. În București, cum dă un pic de ploaie, ăștia ce-au făcut, frate, și-au ras janta de bordură. Numai pentru sunetul ăsta motor și aș conduce-o turat. Consumurile cam sunt. E o mașină care în București poate să ajungă și la 18%. E un motor care vine din epoca aia în care nu prea se pune atât de mult accent pe chestia asta de consum, mai mult pe emisii. Dar pe un E39 la fel, e 16-20 în oraș și al tău, fără probleme. Iar extraurban îți ia cam 6-7 la un mers liniștit și pe autostradă o medie de 9. Dar depinde de cum o conduci. Părerea mea e că dacă o conduci cu poftă în afară, o să ai 10-11. Și în oraș, deși se conduce ușor, nu e o mașină pe care să o duc acolo în mod special ca zonă. Și Mini-ul din față se conduce foarte frumos. Chiar dacă n-are, are tot cam atâția cai, el are 231 de cai, dacă mi-aduc bine aminte, exact cât această motorizare. Dar le diferă partea asta de... Da, în continuare se merge atât de haotic, deci de la nimic se pun frâne și se fac dopuri. Absolut de la nimic, deci dacă te uiți cu drona de sus, nu e un câine, nu e nimeni pe drum care să fie oprit complet, pur și simplu se stă, nu se întâmplă nimic, nu știu. Este probabil o tamponare sau ceva, dar mi se pare că lumea nu vede din timp chestiile astea și nu degajează drumul. Adică te-ai fi așteptat, nu știu, să fie unul pe avarii oprit. Pur și simplu se destabilizează tot traficul de la chestiunile astea. Ușor de condus în trafic din acesta de zi cu zi, doar că e o mașină puțin mai rigidă decât ai dori pentru un confort zilnic, că așa este genul ăsta de clasă și de-aia cred că au apărut aceste Grand Tourere sau în general mașini decapotabile bazate pe mașini normale, standard, cum ar fi un seria 3 decapotabil sau un A4 sau un Saab 9-3, mașini normale, pur și simplu cu 5 locuri sau 4, care au acoperiș textil, atât, atât. Știu că au fost niște ediții speciale în America cu tot felul de culori interesante care au fost gândite ca să impulsioneze vânzările. Au fost vândute aproximativ 330.000 de exemplare în toată perioada de viață a mașinii. Adică, din punctul de vedere al companiei, n-a fost o mașină de succes pe vânzări, dar cred că i-a ajutat, de exemplu, să pună bazele producției în America. Pentru că, în prezent, majoritatea SUV-urilor și multe mașini, de exemplu, seria 2, sunt făcute în Mexic, în Statele Unite. Și asta înseamnă că a fost un exercițiu tehnologic mai mult. Și cred că le-a reușit, din moment ce, în prezent, fac atâtea varietăți de mașini care au ajuns să fie atât de bine vândute. Da, se simte diferențialul. Doar că te cam îndeamnă să faci prostii. Adică el nu e acolo ca să protejeze mașina, să stabilizeze. Pur și simplu pune mai bine jos. Și asta înseamnă că dacă exagerezi cu accelerația, s-ar putea să fugă destul de bine de spate. Și e interesant că, de exemplu, față de MX-5, nu mi se pare că stai atât de pe puntea spate. Adică nu, mulți spun, când conduc un MX-5 pentru prima dată, întreabă dacă are punte viratoare pe spate. Și asta pentru că tu, practic, cotești mașina aia în jurul tău și ai impresia că spatele cotește, când de fapt e doar un punct de pivotare. Și atât de precis șasiul ăla și direct, încât ai senzația că se întâmplă ceva acolo în spate. La asta n-ai senzația, asta e o mașină liniară. Direcția, de exemplu, este mult mai moale, să zic așa, decât la MX-5. Nu neapărat moale, cât
n-are aceeași precizie, ai mai multe ture la volan, se simte exact ca o direcție de mașină normală. Și motorul e greu, adică cred că un 2 litri e mai fâșneț pe viraje ținut constant în turații decât acesta. Și de asta la MX-5 un 8 ăla e maxim, e ce trebuie. Și are suficient cai pentru genul ăla de greutate, dar poți oricând să-i pui turbină, să mărești puterea și așa. O chestie care e făcută tot pe o bază de motor mic. Ăsta 6 în linie edita mai motorul și se vede și din proporții. MX-5 are spatele și capota cumva proporționate relativ egal, pe când ăsta are un bot mult mai lung ca să poată să încapă aceste motoare. Sau totuși din calibrare soft, cred că sunt multe chestii, pentru că evident că mașina, având și o variantă M, a fost gândită aia să fie performantă, să rupă norma, adică deja are 100 de cai în plus față de asta. Se simte mult mai intens în reprize de genul acesta și motoarele alea sunt într-un fel. S54 fiind unul dintre cele mai bune motoare din astea clasice de BMW. Și treaba asta ne arată, na, cult statusul e 46 până la urmă și variantele CSL. Ăla e senzație. Dar așa cum e mașina asta făcută, e pur și simplu un vârf de gamă normal din zona clasică a mașinii. Pe urmă, ce mai interesant de văzut la ea, are o cutie destul de scurtă, la 2000 de rotații pe minut are 80 de km pe oră. Dar asta înseamnă că are și cuplu la roată bun și poți să accelerezi destul de hotărât cu ea în toate treptele. Super tare. Mă bucur că a stat ploaia și mă bucur că sunt cu motocicleta ca să pot să răzbesc prin acest trafic. Cu mașina nu e o plăcere. Și mă uit că astăzi este joi și ora 4, adică n-ar trebui să fie atât de aglomerat în mod normal. Da, na, o ia lumea spre casă. Că s-a nimerit bine până la urmă, pentru că dacă era foarte cald afară, mă termina efectiv. Ieri am avut o asemenea zi. Uneori e atât de cald încât nu pot să mă concentrez ca lumea să-mi iasă vorbele. Și mi se pare că nici la prezentarea asta n-am avut vibe-ul maxim. Dar nu din cauza mașinii, ci din cauza acelei mașini de pe fundal care încerca să pornească. Și cred că jumătate de oră s-a auzit numai sunetul ăla de starter motor de la 115 DCI, după cum arăta. Dar mă rog, omul se chinea să-și rezolve problema, nimic de zis. Și a venit la mine cineva cu cerșeală tehnică. Vine un tip și mi-am dat seama că cerșetori. Sunt oameni de fapt care s-au obișnuit să ceară bani, nu sunt cerșetori, e o diferență, pentru că erau bine îmbrăcați. Și oricum, hoții de buzunare profesioniști sunt bine îmbrăcați. Pentru că dacă îl acuz de ceva, el zice, tu nu te uiți la mine cum arăt, dar de fapt aia fură cel mai mult. Și ăsta a venit la mine, nu te supăra, mi s-a supraîncălzit motorul, trebuie să schimb termostatul și este 175 de lei, dar am doar 155 de lei, dacă mă poți ajuta, te rog, cu 20 de lei. Și e clar că n-avea niciun termostat, nimic, având în vedere că omul a venit pe jos, adică n-avea nicio cheie de mașină în mână, nu era murdar pe mâini, n-avea aspectul unui om care tocmai a ieșit de sub o capotă. Și nu i-am dat nimic, pentru că de principiu eu ignor total pe ăștia când vine vorba de treabă din asta. Mulți se dau ucraineni și vin cu... am văzut inclusiv cerșetori din zonă pe care îi cunosc și sunt români să dea. Vin cu telefonul pe Google Translate că el e ucrainean și că e venit în România, că e expat, că nu știu ce, adică metode din astea versatile de a cerși cu care le înțeleg, dar nu sunt de acord. Și nu mi se pare că trebuie întreținută chestia asta cu cerșitul. Și știu din școală, aveam niște pieri de vară prin liceu, care au ajuns niște boschetari în final, care se obișnuiau ca în pauze, obișnuiseră de fapt să ceară bani. Adică dă și mie 50 de bani, dă și mie un leu și lumea le dădea și adunau ăia la bani, mâncau, mergeau la săl de jocuri pe banii altora, știi? Și li s-a făcut aura asta așa de boschetari, că eu asta denumesc boschetari, indivizi fără orizont, nu amărâți din aia neapărat care trag punga cu aurolac, ci oameni care s-au obișnuit să trăiască pe spatele altora cumva și am o repulsie așa față de ei, pentru că îmi dau seama că exploatează cumva slăbiciunile altora și eu de asta nu dau bani
acestor oameni, pentru că sunt foarte mulți indivizi care cerșesc, pe care îi vezi că de fapt ei n-au o dramă, că una e, bă, chiar sunt oameni într-adevăr care sunt amărâți. Am văzut un bătrân amărât care își număra banii să-și ia un meniu de la McDonald's și avea ceva de genul 21 de lei în portofel și meniul era 28 și era, se gândea, pau, n-am ce să văd dacă pot să iau ceva, și vocaliza, dar nu ca să-l audă cineva. Și îl întreb, zic, aveți o problemă, s-a întâmplat ceva? Și face, da, mi-e foarte foame și nu știu exact ce să iau, că nu cred că mi-ajung banii. Dar nu era, repede, nu era cerșetor. Și zic, las, mă duc eu și-ți iau, zice, vrei, pui orice ce-o fi pe acolo meniu. Și omul a fost șocat, adică, stați, că să știți că nu sunt cerșetor. Zic, nu e nicio problemă, nu e, adică am simțit nevoia să-l ajung, mi s-a părut un caz normal, știi? Problema e că ăștia care sunt fake, îi vezi că ajutați-mă și pe mine, Doamne ajută, textul ăsta clasic, și când le-ai dat banul, și-a mâncat, ți-aș mi l-a dat și-a plecat mai departe, știi? Adică ies total, fredonează melodii, n-au nicio legătură, nu sunt deloc în trans aia de om cu probleme. Și eu nu sunt de acord cu ea și consider că mai bine ar munci cinstit, nu știu, se angajează portari, oameni cu ziua, refuz să cred că dacă se duc la o curte undeva unde există un ceva, fabrică, nu le găsește un loc acolo să mute gunoaie, să facă ceva, să le dea niște bani cinstit până la urmă, da. Astea, mă rog, paranteze sociale pe care le tot zic eu. Și cu siguranță mașina asta cred că este una care v-a plăcut, pentru că sub o formă sau alta probabil v-a adus aminte de diverse chestiuni din tinerețe. Și chiar sunt curios câți dintre voi ați avut un asemenea model. Așa că hai să continuăm în zona de comentarii. La revedere! Rămăsesem restant cu o decapotare, deci trebuie să ai contactul pus sau motorul pornit după caz, frâna apăsată, și ăsta trebuie ridicat un pic așa, are un microcontact undeva pe partea asta de aici, cred că e înăuntru în ramă, și teoretic când apeși, ăsta o ia. Și în felul ăsta e parcat frumos acolo și acum ne bucurăm de cerul liber. Doar că cu așa vânt afară, n-are rost să filmez așa ceva, de fapt nici n-am filmat, așa că test drive-ul a fost cu capota închisă, că mi se pare că se aude mai bine și o să și facem asta la loc. Se aude pompa hidraulică când merge. Și interesant că la revenire se trântește singur și e mai ușor să faci această închidere din cleme de aici. Over and out.